Angajații pot fi supravegheați video, însă nu și în birourile în care își desfășoară activitatea la locul de muncă. Se arată într-un act normativ publicat recent în monitorul oficial. De asemenea, conform documentului, camerele video se montează doar în locuri vizibile, fiind interzisă amplasarea acestora în locuri ascunse. Angajatorii pot dispune supravegherea video a angajaților însă doar pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate. În situația în care aceste prevederi nu se pot aplica, atunci supravegherea se va efectua doar pe baza consimțământului expres și liber exprimat al angajaților după ce aceștia au fost informați în prealabil. În schimb, este interzisă amplasarea camerelor video în birourile angajaților de la locul de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege sau a a vizului Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal se interzice totodată amplasarea camerelor video în locuri ascunse cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în spații în care se impune asigurarea intimității persoanelor, precum cabine de probă, vestiare, cabine de duș, toalete